Oamenii sunt scoși din casele inundate de militari cu bărcile de salvare. Inundațiile din sudul Moldovei au fost o pâine caldă pentru televiziunile actiate după senzațional, care bineînțeles că au făcut din țânțar armăsar. Nu spunem că inundațiile nu au afectat oamenii, dar dacă asculți ce spun televiziunile, părea clar apocalipsa. Apocalipsa frazei prost construite și a lipsei virgulei. Începem cu bidon turtit. Intervine armata în Galați după inundațiile devastatoare. Oamenii sunt scoși din casele inundate de militari cu bărcile de salvare. Da, ați auzit bine. Militarii au inundat casele. Ei sunt de vină.